Bine, sentimentele sunt așa amestecate, să spun, pentru că, sigur, în momentul în care cei din conducerea clubului, conducerea probabil a ministerului, suporterii și-au pus în gând să, ca la această aniversare festivă, 35 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor, inaugurarea stadionului, să lege și retragerea numărului 7, eu nu pot decât să le mulțumesc. Sunt sigur că și-au asumat o responsabilitate foarte mare, deoarece probabil vor fi păreri și pro și contra, dar eu sper ca acest lucru să fie, să spunem, ca un imbol pentru actualii jucători, pentru viitorii jucători ai Stelei, în obținerea de performanțe foarte, foarte bune, atât pe plan intern cât și internațional. Și atunci, da, poate cine știe, va veni și vremea lor ca odată și odată numărul cu care au jucat să fie retras. Ilie Dumitrescu spunea că merita și statuie aici, că ați marcat copilăria mult. Eu am spus întotdeauna că fotbalul este, după cum bine știe toată lumea, un sport de echipă. Este foarte greu să te gândești la faptul... E frumos el foc și de aia. A vrut să apare la cameră. Aveți atât de multe momente, dacă ar fi să fac... Cred că e un sport de echipă și sigur că este foarte greu să aloci meritul unuia sau la doi jucători sau la trei. În momentul când sunt obținute performanțe, sunt obținute performanțe de către toată echipa, împreună cu staff-ul, cu conducătorii și cred că toți cei care au fost în acele momente, fie că au fost înainte de 90, fie că au fost după 90 alături de echipă, merită fiecare dintre ei o cât mai mare atenție din partea clubului. Cum vi se pare stadionul și ce sentimente vă cearcă? Și e momentul în care practic se rupe de vechea arenă. Nu se rupe, niciodată nu se rupe, pentru că practic noi suntem din nou acasă, să spunem așa. A trecut foarte mult timp de când nu s-a mai jucat pe acest stadion. Bine, acasă aici, în complexul Ghencea. Dar sentimentele, știți cum e, noi, poate noi ăștia care am jucat pe vechiul stadion, suntem mai nostalgici și întotdeauna când venim aici sau când am fost aici pe data de 7 mai împreună cu Gabi, priveam și mă uitam la tunelul de vis-a-vis, de la tribuna a doua, de unde ieșeam de la vestiare. Acum, sigur că vestiarea sunt în altă parte, un stadion foarte, foarte frumos, foarte elegant. Sper ca la jocurile Stelei de acasă, tribunele să fie aproape pline, dacă nu pline, dacă nu se poate. Și sper ca rezultatele echipei să facă ca suporterii Stelei să se reîntoarcă din nou acolo unde le e locul, aici, în Ghencea. Care e cea mai frumoasă amintire de pe gazonul stadionului pe care l-a văzut? Pentru mine, toate jocurile care le-am jucat în Ghencea, fie că au fost cu Steaua, fie că au fost cu echipa națională, pentru că nu trebuie să uităm faptul că echipa națională la un moment dat avea casa aici în Ghencea și ei. Și atunci cred că fiecare meci în parte este un meci deosebit pentru fiecare dintre noi. Ce ați simțit când ați văzut vechiul stadion pus la pământ după atâtea amintiri cât ați strâns acolo? Atunci chiar că parcă mă durea sufletul când vedeam acele macarale și când vedeam cum cad tribunele și cum se dărâmă stadionul. În acea perioadă eram antrenorul Stelei și aveam antrenamentele aici în Ghencea și vedeam și auzeam tot ceea ce se întâmplă aici, chiar că parcă simțeam așa o durere în suflet în momentul când a fost dărâmat stadionul. Ați marcat cariera tuturor foști colegi, actuali, prieteni, dar idolul dumneavoastră cine era? N-am avut niciun idol, niciodată nu m-am gândit la cineva. Erau alte vremuri atunci, poate, știi? Acum, în ziua de astăzi, fiecare jucător mai tinerel, cum joacă, eu știu, 2, 3, 4, 5 meciuri mai bune, vor să ajungă Messi, Ronaldo. Jucătorii români nu mai sunt la modă. De-aia cred că retragerea tricoului cu numărul 7 nu este un impediment pentru nimeni. Că acum la modă sunt 89, 95, 78, deci numerele astea de la 1 până la 11 apar din ce în ce mai rar. Ilie Dumitrescu a spus că vă datorează debutul într-o oarecare măsură și că erați un idol al lui înainte de a ajunge la echipa mare. Bine, nu numai mie, la toți jucătorii, ținând cont de faptul că stăteam în cantonament aici sub tribună, la tribuna a doua, ne petreceam aproape tot timpul acolo,
în timpul liber pe care l-aveam la dispoziție în cantonament, mai mergeam să vedem și antrenamentele sau jocurile echipei de juniori. Iar Ilie era unul dintre jucătorii care n-aveai cum să nu-l observi, pentru că aproape tot timpul ieșea în evidență. Și atunci, sigur că am încercat să-l aducem cât se poate de aproape de echipa mare. Neapoiul a fost de acord cu acest lucru și până la urmă a ajuns să joace și a ajuns unde a ajuns, cred că datorită acelui grup minunat care s-a numit Steaua și, bineînțeles, după aceea evoluțiilor lui de la echipa națională. O problemă organizatorică, pentru că nu se poate promova dacă nu se privatizează clubul? Bine, acum eu nu știu, n-am vorbit cu cei de la club să văd care este strategia lor, dar cred că un an, dacă îl vor petrece în Liga a doua, poate, cine știe, le va prinde bine pentru anul viitor în care să aibă ca și drept obiectiv promovarea în prima ligă. Mulțumim mult!